Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cine nu are bătrâni să-și cumpere, spune o vorbă românească, și mare adevăr există în această pildă. 37 de bunici și bunicuțe ne-au primit astăzi de Ziua României cu brațele deschise și ne-au învățat cum să fim români adevărați. Ajută-i, Doamne, pe români, ia-i tu povara cu dea din spate, din veacul lungi de suferinți, la lin, liman, din nou, nici scoate, din spate. Ajută-l, Doamne, că e bun și înțelep poet și faul. Sub crusta lui de aspre griji, el are o inimă de aur. Netezea lui e dor la tine, istoria i-a răstignit și i-a răspuns cu rău la bine. Am recitat din suflet și din inimă pentru întreaga țară. Au amintiri frumoase, au amintiri din perioada interbelică, au amintiri pornite de undeva de la țară, fiecare cu parcursul său. Dar ce au trăit în vremurile acelea, astăzi pentru noi pare poveste. Pentru ei este trăire, este emoție, este sentiment. Doamna Emilia, pe care apropiații o alintă, Loti, trăiește Ziua Națională în fiecare an cu aceeași emoție. Are o poveste de viață cel puțin impresionantă. Cuvintele bunicii ne-au aruncat înapoi în timp, în vremurile perioadei interbelice. Povestea începe la Buzău, în comuna Valea Teancului, la 20 ianuarie 1932, într-o familie unde bunele maniere erau obligatorii pentru o domnișoară. Și-a început studiile la școala primară din Buzău, iar la 9 ani, pasionată fiind de artă, atunci tânăra Emilia începea să studieze vioara și pianul. Am făcut pian, am făcut și vioară, dar vioară nu mi-a plăcut, m-am retras, era foarte greu. N-a mers nici vioara la pian, da și nu. Muzica și baletul au fost marile ei iubiri. Regretă însă că nu a putut deveni balerină, așa cum mereu a visat. Mie îmi plăcea să dansez, balet și să cânt. Visul vieții mele asta a fost, să fiu balerină. Dar nu s-a putut pentru că tata nu m-a lăsat. Eram și foarte slăbuță, firală, așa am fost. Ați regretat vreodată că nu ați ajuns balerină? Poftim? Ați regretat că nu ați ajuns balerină? Toată viața. Pentru că de dansat am dansat toată viața mea și acum dansez. Moda a fost o altă pasiune a doamnei Loti. A început să muncească la Uniunea Județeană a Cooperativelor de Consum ca merceolog, unde și-a putut dezvolta mai mult înclinația pentru vestimentație. Meseria mea era de merceolog în domeniul textilist. De bronzuri, pansmanterie, cosmetică. Adică aceste lucruri le contractam pentru un județ întreg. Lucram la UJCC, Uniunea Județeană a Cooperativelor de Consum, ca merceolog. A venit timpul în care femeia trebuia, oricât să fie, dacă are merite și știe ce vrea, să avanseze în funcție. Și am avansat în funcția de președintă a Cooperativei de Consum Oraș Constanța, care aveam și Neptunul, așa, și satul de vacanță, în subordine. Și-a întâlnit marea dragoste tot în Buzău, în anul 1952. Un ofițer de aviație pilot cu care a ales să pornească pe același drum în viață. Cum a fost viața alături de un aviator, un parașutist? Cam grea, să fiu sinceră, pentru că întotdeauna când trebuia să plece, erau niște condiții. Adică trebuia să fie foarte cast, în primul rând, să fie liniștit, să nu meargă la nopții, să piardă ceva. Am plecat în concediu și în concediu, întorcându-ne la Pitești, a făcut un stop cardiac și mi-a murit în brațe. A fost pentru mine, eu prin el vedeam. Așa era ceva, nu pot să vă descriu nici acum. Nu poate să ne descrie, pentru că amintirea este încă atât de vie. În acea perioadă și în România pătrundea curentul feminist, astfel că tot mai multe adepte se coalizau în lupta pentru culturalizare și emanciparea femeii. Imediat după ce au venit rușii, s-a înființat
Uniunea Femeilor Democrate din România, din care am făcut parte. Și am activat pentru femei ca să le ridicăm social, să plecam în, cum se cheamă, pe teren, în comune, țineam ședințe, că atunci dădeam țărbări. Doamna Loti iubește din suflet plaiul mioritic și, cu lacrimi în ochi, spune că nu ar da România pentru nimic în lume. Țara noastră e de aur, e frumoasă, frumoasă. Pe nimic, vă spun din tot sufletul și din toată inima, pe nimic nu mi-aș da țărișoara mea. România e sufletul meu. Aici mă simt bine.